Primarul ales al municipiului Pașcani a anunțat măsuri radicale pentru creșterea gradului de colectare selectivă a gunoiului menajer, așa încât municipalitatea să nu mai fie nevoită să acopere de la bugetul local o parte din facturile emise de operatorul județean de salubritate. În momentul de față, banii încasați din taxa de salubritate nu sunt suficienți, iar cantitățile de gunoi colectate și depozitate sunt tot mai mari, a precizat Marius Pintilie în cadrul unei conferințe de presă. El a spus că imediat după ce va depune jurământul, va începe o campanie de informare în rândul populației și vor fi făcute investițiile necesare pentru amenajarea platformelor de colectare selectivă, inclusiv în suburbii. De asemenea, de la începutul anului viitor, ar urma să fie aplicate amenzi, acolo unde nu sunt respectate regulile. Vom începe o campanie amplă de informare, de conștientizare de ce vreți dumneavoastră, după care, dacă de la anul cineva nu se conformează și nu respectă regulile, vom începe cu amenzile. Nu putem să aruncăm banii pe fereastră la Pașcani. Și așa suntem un municipiu cu multe probleme și cu nevoi mari de bani, pentru că pășcănenii așteaptă multe probleme să fie rezolvate. Este păcat să dăm bani pe facturile la salubritate, pentru că noi nu reușim efectiv din gunoiul care îl avem să punem separat cele patru fracții. Pintilie a făcut apel la cetățenii municipiului să colecteze selectiv gunoiul menajer, așa încât cantitatea de deșeuri reciclabile să crească în scurt timp de la 5%, cât este acum, la 50%, cât solicită Uniunea Europeană. Și ca să înțelegeți nivelul la care am rămas în urmă, din ce am văzut și discutat în ședințele de Consiliu Local, noi astăzi suntem cu reciclarea la Pașcani la 5%, dacă am înțeles eu bine. Da, un puțin. Conform discuției avute cu cei de la Agenția de Mediu, în 2020 Pașcani trebuia să fie la 50% reciclare. Deci, trebuie să devenim repede de 10 ori mai bun. Asta înseamnă că trebuie să facem un efort toți. Iar cel care va face cel mai mare efort trebuie să fie primarul, ca să fie un exemplu pentru pășcăneni. În cadrul aceleiași conferințe, noul primar a anunțat că urmează să fie făcută și o serie de modificări privind gestionarea serviciului de salubritate. Pintilie a spus că gunoiul ar trebui colectat mai des, după același orar și în suburbii, și că vor fi amenajate platforme pentru colectarea selectivă în anumite puncte pentru cei care locuiesc la case, pe străzi sau alei înguste, acolo unde nu pot intra mașinile. În momentul de față, colectarea se face de la poarta fiecărui locatar, atât pentru deșeul menajer în pubele, cât și cel selectiv în saci special distribuiți de operator și administrația locală, metodă care va fi păstrată. Sunt unele probleme astăzi, mai ales pe fundacuri, unde mașina de gunoi nu poate intra până în capăt. Și atunci, creând o platformă la o intersecție de drumuri, fundacuri, capăt, da, putem face cumva acolo, domnule, ca să nu stai mult cu peturile în curte. Dar, în general, peturile nu au miros. Da? Sau cu metalul, sau cu lemnul, sau cu plasticul. Atunci, putem face o zonă, gândim o zonă, o platformă cu acces controlat acolo, în sensul că vor avea o cheie, ca la interfon. Intri înăuntru, deschizi poarta și pui fiecare deșeu la, și să mergeți în paralel și cu colectarea. Și să mergem în paralel, dar vă dați seama că cel puțin fracția biodegradabilă sau umedă sau acel nereciclabil, pentru că la un moment dat sunt anumite ambalaje care nu poți să le încadrezi nicăieri. Ăla este un nereciclabil. Dar mai ales fracția umedă, biodegradabilă, care face miros, ăla trebuie colectat cu frecvență mult mai mare. De asemenea, taxa de salubritate rămâne deocamdată nemodificată. Pintilie a anunțat că ar putea diminua doar dacă vor crește cantitățile de deșeuri reciclabile, ceea ce va avea ca efect scăderea costurilor pentru serviciul de salubritate. În momentul în care facturile către operator se vor diminua, atunci putem discuta și noi la rândul nostru de diminuarea taxei de salubritate. Între cele două capitole trebuie să fie cel puțin un echilibru. Da? Taxa de salubritate ar trebui să fie cu puțin mai mare decât facturile către operator. În niciun caz cum este acum. Prin apelul făcut către pășcăneni,
semnalez faptul că acum suntem într-un dezechilibru. Facturile sunt mai mari decât încasările care le avem. În momentul în care aceste facturi le vom diminua, putem să ne gândim să diminuăm și veniturile de la populație. Asta înseamnă taxă mai mică pentru pășcăneni. Până când nu vom ajunge la acest scenariu, da? Adică facturi mai mici decât ceea ce încasăm de la populație, nu putem să ne gândim la o diminuare de taxă. Dar este în intenția noastră. În același context, Claudiu Bodoașcă, viitorul administrator public, a precizat că trebuie clarificată și modalitatea regularizării taxei de salubritate la societățile care au solicitat plata în funcție de cantitatea de gunoi. Ea se face odată pe an, în luna noiembrie, pe baza datelor furnizate de operator, în urma cântăririi cantităților preluate. Deci regularizarea se face în funcție de cantități. Da? Ei, de la unele firme s-au făcut, la alte nu. Aici regulamentul nu a fost aplicat unitar. De ce a ales primăria să facă, de exemplu, societatea care lucrez eu și la altele nu? Menționăm că societatea noului primar a contestat în instanță taxa de salubritate pe motiv că deșeurile de la magazine sunt transportate și selectate la lespezi. În replică, reprezentanții fostului operator local de salubritate au arătat că la pubelele din oraș au fost găsite ambalaje și bonuri de casă de la Lorimer. De asemenea, Marius Pintilie a spus când era consilier local că primăria Pașcani trebuie să susțină de la bugetul local plata facturilor pentru operator, dacă sumele încasate din taxa de salubritate nu sunt suficiente. Lorimer a atacat în instanță, a achitat-o sau a atacat în instanță? Deci eu am achitat toate taxele, dar fiindcă nu s-au făcut regularizare, există, cred că, un proces, nu știu să vă dau amănunte, le-am dat celor de la juridic care se ocupă, personal n-am fost la firmă de 3 luni de zile.